Cetele de crai din toate colțurile Văii Jiului s-au întrunit pentru ca tradiționalul colind românesc să răsune din nou. Festivalul Crailor a ajuns în acest an la cea de-a 28-a ediție și ca de fiecare dată a avut drept obiectiv ca tradițiile din zonă să continue și să fie transmise din generație în generație. Important este faptul că aceste obiceiuri și aceste tradiții în municipiul Lupen continuă. Și continuă în primul rând prin faptul că primăria o să facă și acum un coron, așa fel încât o să organizăm toate aceste evenimente importante de tradiții pe care noi le avem, dar îmi place foarte mult ideea că alături de noi avem mulți oameni de afaceri care intervin și care ne sprijină în ceea ce înseamnă aceste evenimente frumoase. Vreau să vă spun că acest eveniment a fost adunat așa la un loc, să spunem în 1996 de domnul Emil Părău, care și astăzi este alături de noi și mă bucur acest aspect, un om al Văii Jiului, care într-adevăr este implicat în ceea ce înseamnă acțiunile pe care comunitățile le fac și mi-aduc aminte cu mare bucurie să știți că la vremea respectivă eu aveam undeva la 14-15 ani și am fost dus de către tatăl meu la Montana, a fost prima ediție și am fost și eu împreună cu tatăl meu acolo și m-am bucurat foarte mult de ceea ce am văzut, m-am bucurat foarte mult de cum îi vedeam pe oameni îmbrăcați și să știți că, uitați-vă, astăzi eu am venit la acest spectacol împreună cu băiatul meu cel mare. Și dorința mea va fi aceea ca și peste 17 ani și peste 20 de ani, poate el să vină cu copilul lui și să fie în așa fel încât tradițiile și obiceiurile să fie și atunci aici în municipiul Lupeni și sunt convins că o să facem în așa fel încât se va întâmpla lucrul acesta. Vreau să îi felicit pe toți, pe fiecare în parte. Avem astăzi 12 echipe care ne vor încânta și cheia succesului și ceea ce înseamnă viitorul se va vedea în aceste echipe, fiindcă avem foarte mulți copii micuți. Și în momentul în care avem copii micuți care astăzi ne vor încânta, înseamnă că ei vor duce această tradiție mai departe. Și este îmbucurător și încurajăm să vină într-un număr cât mai mare și să facem în așa fel încât să ne mândrim cu tradițiile și obiceiurile pe care noi le avem în municipiul Lupen. Și îmbucurător este faptul că avem echipe din toată Valea Jiului. Deci am reușit să le adunăm pe toate la un loc de ani bun și să avem acest spectacol care răsună, să spunem așa, în toată țara la un nivel foarte mare. Festivalul, cum se și cuvine, a avut în prim plan acele cete formate din părinți și copii, plini de entuziasm și energie, care vor prezenta publicului venit în fața Palatului Cultural din Lupeni că tradițiile încă există, iar craii îmbrăcați în acele costume mai specifice și simbolice și în acest an vor vesti nașterea Mântuitorului. E frumos că încă se mai păstrează tradiția și uitați, atâtea echipe de crai din toată valea, e destul de multă muncă ca să reușești să ajungi. Ei sunt crai, Îngerul, Irod, Valtezar, Melfiorul, Gașparul, Brunduci și Popa. Vestitorii Domnului simbolizăm de 35 de ani, a noi că suntem tine, dar părinții noștri la rândul lor și ei tot la fel, au dus tradiția câte 50-60 de ani. Și noi ducem mai departe, avem noi 35 de ani de când mergem. Eu soldat. Soldații îi ține, au grijă de Irodul Cerul Roșu, au grijă. Eu sunt înger, da. Înger la trupa asta de crai, trupa de vestitorii, trupa este condusă de mine și de tatăl meu. Și mă bucur că încă păstrăm tradiția și vrem să fiu mereu, să ducem tradiția asta mereu cât mai departe. Un fapt îmbucurător este interesul din partea populației față de festival și astfel prezența a câtorva sute de persoane cuprinse de o curiozitate în fața cetelor și a renumitului colind al crailor. După cum vedeți, trăim într-o zonă binecuvântată de Dumnezeu, unde se păstrează obiceiurile de sute de ani și aici, în această zi, găsim esența acestei sărbători, nașterea Domnului. Prin sceneta care este pusă în valoare de crai, ne dăm seama de ceea ce s-a întâmplat acum peste 2000 de ani. Asta consider că suntem binecuvântați și, ce să zic, avem un singur lucru de făcut, să ne deschidem sufletele și să așteptăm colinzele din partea atâtor trupe de aici, din Valea Jiului. Tragerea la sorți a prezis ordinea în care cetele de crai își vor face apariția pe scenă și după ce toți cei prezenți au intrat în palat, festivalul a început. Toată lumea să-și închină, în domnului, Doamne, nu mai faci.
S-a vorbit german într-un loc special creat și desprins parcă din poveștile de demult ale celor veniți cândva aici în Valea Jiului pentru a exploata huila. Vorbim despre comunitatea germană de la noi, cu oameni care au reușit să rămână uniți și să-și păstreze inclusiv limba maternă și la întâlnirea lor au venit de la cei mai mici urmași ai sașilor la seniorii comunității. E vremea colindelor și a obiceiurilor locale, iar etnicii germani au vrut să pregătească o masă în stilul lor, să se adune pentru o colindă și să împărtășească împreună amintiri. Au ales o încăpere din centrul municipiului Petroșani, pe care au amenajat-o în stil săsesc, cu mobilă din lemn pictată. Au adus un brad și au primit împreună colindele nașterii lui Iisus. În anii 1800 și ceva, cei care au pus bazele mineritului au provenit în cea mai mare parte din Germania, din țările germane, Germania și Austria. Astăzi facem o sărbătoare de iarnă. Nu am suprapus cu sărbătoarea chiar de Crăciun ca să poată să vină cei mai mulți din membri. Comunitatea germană își datorează existența în Valea Jiului. Nu fac apologia niciunei instituții sau unei autorități Imperiului Austriac, care a descoperit exploatarea cărbunelui în Valea Jiului. Și au venit etnici germani din toate părțile Germaniei la o pâine mai bună. Și alte etnii, polonezi, cehi, maghiari, italieni, care au construit tunelurile, de toate neamurile. Deci a fost într-adevăr un spirit de întrajutorare și de înțelegere între atâtea etnii și atâtea religii. A fost înțelegere. Și Valea Jiului era un Eldorado, o atracție pentru oamenii necăjiți. Și străbunicii mei au venit din Germania la 1800 și... Dar seniorul acestei comunități este Ernest Ulrich, omul care a rămas singurul supraviețuitor din 1700 de deportați care au fost încărcați în vagoane la Petroșani și duși în lagărele rusești, pentru singurul motiv că după abdicarea regimului lui Hitler, ei erau etnici germani. La 99 de ani, ultimul supraviețuitor ne-a spus că nu va uita niciodată acele timpuri. E greu să te și gândești la faptul că din 1700 sunt singurul supraviețuitor care a rămas încă în viață și mai vorbește. După atâtea morți, din atâtea muncă, prin ce am trecut, nu se poate explica în cuvinte, dar sunt trăite. Toate sunt trăite. 99 de ani. 99, mai am o jumătate de an să am sută până plin. Că în 1944, 23 august, s-a ștampilat exodul nostru. Într-un tren din gara Petroșani. Din gara Petroșani, unde un tren de marfă, 19 zile, am mers în nou vagon. N-ați uitat niciodată asta, așa e? Nu. Nu doar că a supraviețuit, dar a și ținut aproape etnicii germani câteva decenii timp în care s-a ocupat de Forumul Democrat German din Petroșani. Comunitatea germanilor a fost mereu unită și nu s-a lăsat mai prejos nici acum. S-au adunat toți în jurul unui brad, au ascultat colinde în germană și cei mai mici dintre ei au primit cadouri de la Moș Crăciun. Le-a împărțit seniorul acestei comunități nu pentru că s-ar fi erijat în rolul lui Moș Crăciun, ci pentru că, așa cum ne-a spus, el l-a cunoscut bine pe bătrânul darnic pentru că sunt de o seamă. Peste 200.000 de lei au fost dați de la bugetul primăriei Petroșani pentru cele două edificii religioase aflate în construcție. Vorbim despre catedrala care se ridică în parcul Carlos Retter și de biserica din colonia Petroșani. Banii au fost dați acum, pe final de an. Sunt două construcții începute de ani de zile și periodic administrația publică locală dă sume de bani pentru ca lucrările să poată fi continuate. Așa s-a întâmplat și acum la finalul anului, când au venit bani la rectificarea bugetară.
Au mai fost odată alocați bani, am alocat 100.000 de lei pentru Biserica Sfântului Ilie și 30.000 de lei pentru biserica din colonie. Iar acum, la sfârșit de an, la rectificare, am primit o sumă de bani, din care am alocat pentru Biserica Sfântului Ilie 170.000 și 40.000 pentru biserica din colonie. Din păcate, nu finanțează nimeni decât Consiliul Local aceste construcții, iar acum, la sfârșit de an, dumnealor aveau făcute o serie întreagă de lucrări și, sigur, nu am putut să alocăm fonduri până acum. La rectificare am primit bani și am putut, și mă bucur că am putut să oferim acest sprijin. În 13 decembrie, consilierii au votat pentru alocarea sumei de 40.000 de lei Bisericii Sfântul Efrem cel Nou și Sfântul Ioan Rusul, care se construiește în colonia Petroșan, pe strada Grivița Roșie. Un alt proiect care a fost aprobat în aceeași zi se referă la catedrala ce se înalță în centrul municipiului Petroșani. Consilierii au alocat 170.000 de lei ca sprijin financiar pentru continuarea lucrărilor de investiții la catedrala Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul. De mai mulți ani se poartă discuții despre modernizarea drumului județean 672C de la Valea de Pești. Dacă va fi finalizat acest drum, va lega județul nostru de județul Gorj. Finanțarea a fost obținută în luna mai și ulterior, după ce a fost identificat un constructor, lucrările au început. Însă, după cum ne anunță reprezentanții Consiliului Județean în prezent, din cauza condițiilor mai figuroase, totul s-a stopat și amânat pentru anul 2024, atunci când se și dorește ca acest proiect să fie deja complet implementat. Acum am dat încetarea lucrărilor și se va continua. Este semnat contractul de execuție și eu sper că anul viitor să fie gata. Proiectul care vizează modernizarea drumului de la Valea de Pești până la granița cu județul Gorj are o valoare de aproximativ 8 milioane de euro, bani ce provin prin Programul Național de Investiții Angel Salini. Dacă lucrările vor fi finalizate pentru cetățenii din Gorj, dar și din alte județe, se va putea crea un acces mai rapid către stațiunile din Valea Jiului. Școala gimnazială Igheduca din municipiul Petroșani a organizat și găzduit astăzi un târg caritabil cu produse de Crăciun confecționate de către proprii elevi. Copiii au încercat să creeze o atmosferă de magie prin câteva mii de brăduleți, omuleți de zăpadă, îngerași, steluțe, dar și alte figurine simbolice sărbătorilor de iarnă. Iar pe lângă partea de handmade, școlarii au intrat și în pielea unui comerciant sau negustor pentru că au avut și ocazia să stabilească singur prețul fiecărui produs pe care l-au confecționat. Am făcut produse handmade, prăjituri, dulciuri. Ne bucurăm foarte mult că am putut să contribuim și noi. Am vrut să facem ceva specific sărbătorilor pentru a se bucura copiii, atât și părinții. Noi am pregătit prăjiturile, turte dulce, biscuiți specific sărbătorilor, căni decorative de Crăciun, brăduți făcuți manual, tablouri, coronițe pentru ușă. În Valea Jiului, pe lângă școala din Petroșani și o unitate de învățământ din Petrila a organizat un eveniment similar. Fondurile strânse în cadrul târgurilor însă au scopuri diferite și, după cum le spune conducerea școlii gimnaziale Igheduca, banii adunați aici vor fi folosiți pentru a amenaja o sală europeană multifuncțională. Pentru școala noastră a fost identificată nevoia de a dota cu mobilier o sală pentru activități extrașcolare. În acest scop se organizează un târg cu vânzare de produse confecționate de către elevi, dar și produse donate de către elevi, care vor fi destinate vânzării pentru elevi și părinți. Noi sperăm ca în urma acestui târg să obținem minim suma de 25.000 de lei, în baza unui contract de sponsorizare cu Asociația Narada, sperăm să obținem o sponsorizare de încă 25.000 de lei din partea Asociației Narada. Evenimentul a făcut parte din cadrul Programului Național Școala Altfel. În acest sens, astăzi, aproximativ 60 de școli din toată România au organizat acțiuni cu un scop caritabil într-o campanie intitulată Împreună pentru școala noastră, a cărui obiectiv final este de a aduna fonduri pentru a rezolva probleme de infrastructură și diferite urgențe educaționale. Temperaturile scăzute de peste noapte, dar și apropierea sărbătorilor de iarnă impun măsuri care îi vizează pe oamenii care nu au locuințe și stau pe străzi. Sunt câțiva în fiecare localitate, iar la Petroșani, spre exemplu, poliția locală îi va căuta noaptea și îi va caza în spital sau la un centru unde pot dormi măcar noaptea. Au ajuns pe drumuri și frigurile poate fi fatal, așa că pentru oamenii străzii sunt necesare acum măsuri suplimentare. Nu mai avem adăposturi acreditate pe timp de noapte, dar sunt soluții care vor fi luate în fiecare noapte de acum încolo. Avem în jur de 4 persoane care, din păcate, sunt pe străzi. Două dintre ele, din ce știu eu,
sunt cu probleme psihice destul de grave. Încercăm prin asistența socială să îi internăm în centrele specializate. Din păcate, nici acolo nu sunt foarte multe locuri, iar în situații, cel puțin pe parcursul nopții, pentru că ei ziua nu stau oriunde ei duce, am luat legătura cu directorul spitalului, cu doctorul Vasilescu și cu cei de la Policină. Încercăm să asigurăm noaptea să aibă unde să doarmă. Poliția locală are misiunea de a identifica la lăsarea întunericului pe acești oameni fără adăpost și de a-i duce fie la spital, fie la centrul Policino pentru a nu rămâne pe străzi în timpul nopții când temperaturile sunt negative. Cei care își plătesc la timp dările la stat vor avea impozitul pe profit diminuat. Măsura a fost adoptată săptămâna trecută, iar bonificația este de 3%, fiind valabilă de la 1 ianuarie 2024. Plătitorii de impozite pe profit și de impozite pe venitul micro-întreprinderilor beneficiază de la 1 ianuarie 2024 de o bonificație. Asta dacă achită la timp impozite către stat. Aceștia vor trebui să achite anticipat impozitul trimestrial datorat sub rezerva îndeplinirii cumulative a condițiilor prevăzute de lege. Proiectul a fost adoptat de Senat special pentru contribuabilii buni platnici care vor primi o bonificație de 3% pentru realizarea de investiții. Trebuie însă să respecte câteva condiții impuse de lege. Adică în ultimul an au achitat impozitul trimestrial până la termenele scadente, nu au obligații fiscale restante la bugetul general consolidat la data de 1 ianuarie 2024 sau utilizează bonificația primită exclusiv în scopul realizării de investiții. Bonificația poate fi direcționată spre sprijinirea învățământului profesional dual.